Bună, dragilor, sunt Codrina Oana și am revenit astăzi cu un nou video pentru că totul este foarte intens. Se întâmplă lucruri destul de neplăcute, fiind atât de intense. Și văd toate aceste lucruri atât în mine cât și în pacienții mei și în ceea ce-mi scrieți voi pe mail-uri și în comentarii. Și am hotărât un pic să vorbesc despre energiile acestei perioade, de fapt să vă ajut să înțelegeți ce se întâmplă legat de această perioadă. Acesta va fi un subiect și ne va lua mai mult timp. Un alt subiect pe care vreau să-l ating este legat de faptul că datorită intensității luminii care crește din ce în ce mai mult, tot gunoiul energetic, toate energiile dense sunt scoase la suprafață, iar noi practic luăm din colectiv aceste energii dense. Și există situații, și mi se întâmplă și mie, în care nu stăm în stare să intrăm în meditații profunde, nu stăm în stare să zburăm, să ne conectăm cu ghizii, să ne luăm informațiile, pentru că gradul de densitate e atât de mare încât nu putem trece prin această densitate. Am trecut și eu prin asta, am stat și m-am întrebat ce se întâmplă. Sunt zile din acestea în care oricât ai curăța în casă, oricât ai curăța câmpurile tale, atunci practic când vrei să pleci în meditație, nu reușești să ajungi prea sus din cauza densității. Și vreau să vă spun un singur lucru legat de asta. Atunci când vi se întâmplă asta și simțiți că nu vă puteți conecta și nu puteți intra în meditație, nu este vina voastră. Nu este nimic în neregulă cu voi, pur și simplu densitatea vă împiedică să o faceți. Dar vin acum și vă spun. Dumnezeu este peste tot. Dumnezeu este și sus, și sus, Dumnezeu este și jos. Dumnezeu este și în dreapta, și în stânga noastră, și în spatele, și în fața noastră. Și mai presus decât orice, Dumnezeu este înăuntru nostru. Dacă atunci, în perioada de meditație, când nu reușiți să zburați, să plecați, vedeți că nu se poate, atunci căutați Dumnezeul din voi și începeți să intrați în fiecare chakra, încetul cu încetul, prin chakra coroană, în chakra celui de-al treilea ochi, în chakra gâtului, apoi în chakra a inimii, a plexului solar, până când ajungeți profund, profund în adâncime la nivelul chakrei 1, unde este creativitatea voastră, unde este intenția voastră, unde este energia voastră feminină, și acolo vă puteți conecta cu Dumnezeul din voi. Deci atunci când nu merge sus, încercați jos și încercați în voi și veți vedea, poate este posibil să nu mai vedeți atât de multe lumini în meditație, pentru că intrați profund și este mai întuneric, e un tunel mai închis la culoare, dar asta nu înseamnă că sunteți pe un drum greșit, sunteți pe drumul cel bun și acolo, în interiorul vostru profund, energia feminină și Dumnezeul din voi vă va da toate informațiile de care voi aveți nevoie și mai presus de orice o să vedeți că în momentul în care învățați să vă conectați profund cu chakra voastră rădăcină și cu energia voastră feminină și bineînțeles cu masculinul din voi, pentru că acolo e și sediul masculinului, veți vedea că veți ieși din meditație mai liniștiți decât atunci când plecați sus. Este o liniște pe care o găsiți numai în prezența lui Dumnezeu și atunci veți înțelege cu siguranță, după ce experimentați această liniște, că Dumnezeu este și în voi și nu numai sus și în exterior. Deci asta este una din lecțiile acestei perioade.
Am trecut și eu prin Iași, am tot stat și m-am gândit și am zis, Doamne, ce se întâmplă? Mi s-au luat darurile, am greșit cu ceva. Bineînțeles că mintea mea omenească a luat o razna, așa că am spus, stai puțin, ce văd? Văd foarte multă densitate. Deci intrăm înăuntru, fiindcă nu putem pleca mai sus. Se întâmplă și zile din acestea și asta nu înseamnă că nu vă puteți liniști, că nu vă puteți curăța, că nu puteți face meditație. Și bineînțeles aici vorbesc de cei care sunt practicanți, care practică meditația și nu neapărat meditațiile ghidate, ci meditațiile în care pur și simplu călătoresc singuri, sus sau jos în interior. Asta este un aspect. Alt aspect despre care vreau să vorbesc, despre faptul că totul este atât de intens și sunt convinsă că voi toți experimentați tot felul de stări, inclusiv dureri la nivel fizic și din tot ceea ce am văzut eu atât pe mine și atât la pacienții mei, să știți că tot ceea ce se întâmplă în această perioadă este de fapt, și o să vă spun ceva care o să vă uimească, este de fapt rezultatul, cum să vă explic, a ceea ce este necurățat, neconștientizat, nevindecat din chakra voastră om. O să intru, aveți puțină răbdare, o să intru puțin mai adânc în acest subiect ca să vă ajut să înțelegeți cât de importantă este această chakra 1. Voi știți foarte bine că vă tot spuneam că atâta vreme cât noi nu ne rezolvăm chakra 1, asta este de fapt fundația, da? Și atâta vreme cât chakra 1, 2, 3 nu sunt echilibrate, nu sunt sănătoase, nu sunt suficient deschise ca să poată primi prana, atât cât au ele nevoie, corpul nostru este total dezechilibrat. Ce se întâmplă în această perioadă? Însă, în această perioadă, atât cei care au lucrat cu ei, și aici eu ridic mâna și vă spun, dacă nici eu nu lucrez cu mine, nu mai știu cine ar putea lucra. Și totuși, în această perioadă, au ieșit la suprafață niște aspecte legate de chakra mea 1, pe care nu le-am lucrat, pentru că nu am știut măcar că există. N-am știut că măcar există aceste aspecte și aceste dureri profunde în mine. Și au venit cu o intensitate și cu o forță încât a trebuit să îmi anulez pacienți ca să pot sta în meditație, ca să pot curăța, ca să pot să înțeleg ce se întâmplă. De fapt, ca să vă spun drept, acest video era programat pentru ieri. N-am putut să-l fac pentru că a trebuit să stau în durere plângând ca să curăț și să înțeleg mai bine ce mi se întâmplă. Dar uitați-vă, astăzi sunt ok, astăzi sunt în plină forță, pentru că ieri mi-am dat voie să lucrez, să plâng și să jelesc, așa cum spun eu, tot ceea ce a ieșit la suprafață și credeți-mă, era foarte puternic, foarte puternic. Și atunci vin și vă explic, ok, ce e așa de importantă chakra asta 1 și ce se întâmplă în această perioadă. Această chakra 1 este așa de importantă nu numai pentru că ea este sediul copilului vostru interior, care copilul al vostru interior se poate fi vindecat și aici iarăși vorbesc de cei care au lucrat cu ei, în proporții de 80-90%, dar întotdeauna mai rămân aspecte pe care noi nu suntem în stare să le ducem, nu suntem în stare să le curățăm și atunci ele ies la suprafață atunci când sinele nostru divin știe exact că noi suntem pregătiți să înțelegem, să curățăm și să vindecăm aceste aspecte. Dar chakra 1 nu reprezintă numai copilul vostru interior. Chakra 1 reprezintă relația voastră cu părinții. Chakra 1 reprezintă toate trăirile mamei în timpul în care era însărcinată cu voi. Chakra 1 reprezintă toate lecțiile neînvățate ale mamei și ale tatei care vă sunt vouă trimise atunci când sunteți în burta mamei.
Chakra 1 este legată de tot sistemul vostru osos. Cei care aveți probleme cu genunchii, cei care aveți probleme cu oasele, atenție mare! Toate aceste probleme sunt legate de chakra 1. Și atunci vin și spun, n-aveți voi dureri de oase în această perioadă, n-aveți voi dureri de genunchi, n-aveți voi dureri de articulații, marea majoritate avem. Deci încă mai sunt aspecte nevindecate din chakra 1. Tot ce este legat de imunitate este legat de chakra 1. Toți cei care aveți boli autoimune, să știți că de acolo pornește. Și nu neapărat că ați făcut voi ceva greșit sau ceva este în neregulă cu voi, este foarte posibil să aveți ceva de curățat karmic. Dar karma aia este în și trauma aia este adânc, amprentată. Este ca o amprentă care este în chakra voastră 1 și de aceea aveți nevoie de oameni ca noi, de vindecători, care văd, care au puterea să vă susțină energetic și să vă curețe problemele voastre, care bineînțeles întâi le conștientizați și apoi healerul, terapeutul vindecă aceste probleme. De asemenea, chakra 1 este cea care vă va da, în funcție de relația voastră cu părinții voștri, în funcție de cât v-ați simțit de siguri în copilăria voastră, de în siguranță, deci nu siguri, în funcție de cât de în siguranță v-ați simțit în copilăria voastră, în familia voastră, de cât de iubiți v-ați simțit în copilăria voastră, de familia voastră, asta vă dă, de fapt, relațiile, legătura și relațiile pe care le aveți ca adolescenți și ca adulți. Deci dacă aveți, dragii mei, probleme cu relații în relații și nu contează că ea este relația de cuplu sau este relația în familie sau este relația cu colegii, este ceva nevindecat acolo în chakra 1. Și atunci vin și spun ce se întâmplă în această perioadă. Avem tot felul de trăiri emoționale, tot felul de frici, de bani, vedem ce se întâmplă, totul s-a scumpit. Ne punem problema dacă ne mai permitem o vacanță anul acesta, pentru că mergem la cumpărături și deja și eu am fost uimită de Paști, am cheltuit dublu față de cât cheltuiam de obicei și nu pentru că eu nu mănânc nimic cu zahăr, nu-mi permit foarte multe lucruri, eu am o dietă foarte, foarte sănătoasă și strictă și totuși totul este foarte scump. Și atunci, în momentul în care noi nu ne simțim în siguranță, noi simțim că acest pământ nu ne primește și nu este sigur pentru noi. Înseamnă că undeva, în copilărie, noi nu ne-am simțit în siguranță și nu ne-am simțit iubiți în familia noastră și sunt foarte, foarte mulți dintre voi care știu că s-au întrebat ce caut eu în familia asta. Toate acestea sunt aspecte care trebuiesc curățate, eliberate și vindecate. Tot acest copil interior care își spune cuvântul în reacțiile voastre acum când sunteți adulți, și am să vă mai dau un exemplu. Dacă vă certați cu partenerul vostru, câți dintre voi pur și simplu întoarceți spatele și păstrați tăcerea nevorbind cu partenerul zile și zile la rând? Sau pur și simplu explodați și urlați ca nebuni și jigniți? Asta e copilul vostru interior, care este nevindecat. Toate aceste aspecte se pare că au venit la suprafață, au ieșit la suprafață din noi, la unii enorm de mult, pentru că n-am lucrat cu noi și n-am lucrat cu cine trebuia ca să curățăm și să eliberăm, la alții mai puțin, dar au venit
și vin cu o forță atât de mare, nu știu dacă vă amintiți, eu acum ceva vreme v-am făcut un video în care vă spuneam, se liniile temporale se încep să se împartă, deci avem linii temporale diferite, unii mergem pe anumite linii temporale, alții păstrăm liniile temporale pe care suntem, dar este mai mult decât atât. Totul ne-a luat ca un tăvăluc și sunt convinsă că simțiți și voi asta, toate stările emoționale, toate problemele, pur și simplu suntem prinși ca într-un clenci și suntem obligați să le rezolvăm. Asta înseamnă că noi nu mai avem liber arbitru, așa cum eu v-am mai spus. Este deja de acum începem să fim forțați să facem voia lui Dumnezeu. Și ce înseamnă voia lui Dumnezeu? Înseamnă întâi să ne eliberăm bagajele și să ne eliberăm traumele. Să ne eliberăm de karmă, să rezolvăm chakra 1, care este baza, este fundamentul și dacă ea este în echilibru, deja și celelalte se echilibrează altfel, da? Și să lucrăm cum trebuie pe ea. Și lucrând pe ea, sigur că vom avea relații mai frumoase, sigur că vom materializa ușor, pentru că automat ne vom simți iubiți și ne vom simți în siguranță. Toate astea au ieșit la suprafață acum cu o intensitate atât de mare, încât nici eu, care am văzut, mi s-au arătat înainte niște lucruri, am rămas uimită. Am rămas uimită pentru ceea ce am simțit pentru mine și pentru ceea ce a trebuit să curăț pe mine și mă uit și la pacienții mei. Vestea bună este că cu cât curățăm mai mult, cu atât perioada de durere, de jelire și de echilibrare este mai scurtă. Dovadă, ieri am stat câteva ore cu jurnal, am plâns, am curățat. Și acum sunt într-o mare formă, alături de voi, dorind din toată inima să vă sprijin și să vă ajut să mergeți mai departe, mai ușor. Se poate și eu sunt exemplul viu. Un alt aspect care se întâmplă în această perioadă este acel aspect de multidimensionalitate al vostru, despre care eu v-am tot povestit luna trecută. Aspect în care, un video în care vă spuneam că, de fapt, o să începem să vedem lucruri, da? O să fim între dimensiuni, o să fim între lumi, o să vedem amintiri din vieți trecute, fiind nu în meditație și nu într-o stare de relaxare profundă, ci pur și simplu într-un loc la iarbă verde sau acasă făcând cartofi prăjiți, da? Și asta se întâmplă și văd că se întâmplă la foarte mulți dintre voi. Deci, pe scurt, este o perioadă destul de grea, este o perioadă în care toate trebuie curățate și eliberate, nu mai facem voia noastră, pentru că nu ne este bine. Și pentru că nefiindu-ne bine, nu mai reușim să ne rezolvăm treburile zilnice și nu mai putem amâna, că ne este atât de rău și poveștile emoționale care se repetă în viața noastră sunt din ce în ce mai intense. Și încă o dată vă spun, ele sunt rezultat al cel puțin al rămășițelor nerezolvate din chakra 1. Și atunci trebuie să ne oprim, trebuie să ne căutăm, să căutăm în interiorul nostru, să vedem ce este nerezolvat. Unii dintre voi puteți lucra singuri la conștientizări. Foarte puțini, din punctul meu de vedere, sunteți în stare energetic să lucrați și mie mi-este greu energetic, deși eu știu exact ce să fac, dar să lucrez pe mine este mai greu decât atunci când lucrez pe voi, da? De aceea vă tot spun, apelați la un terapeut care știe ce face și veți vedea că vindecarea apare. Și vin acum, nu știu dacă v-am mai spus, dar nu contează, cu riscul că mă repet. Vreau să vă spun că vindecarea se întâmplă întotdeauna în două etape.
Atunci când am curățat energetic ia sinele vostru și la nivelul corpului vostru energetic totul este curățat și vindecat. Ce durează mai mult și este mai greu este vindecarea la nivelul minții voastre și la nivelul corpului vostru fizic. Și atunci avem răbdare cu noi și ne urmărim gândurile, suntem observatorul vieții noastre, ne urmărim gândurile și dacă apar aceleași aspecte de care noi, cu care noi ne-am confruntat într-un trecut mai apropiat sau mai îndepărtat, atunci și știm că totuși s-a curățat energetic, înseamnă că este mintea care are nevoie de noi sinapse, de noi conexiuni neuronale, pentru a putea să treacă de aceste piedici, ca să zic așa. Și atunci ce facem? Ne urmărim gândurile în momentul în care picăm în borcanul cu decepții și cu melancolie, ieșim și ne îndreptăm atenția spre ceva care ne place și facem afirmații, dar după ce am rezolvat energetic. De-aia tot ceea ce se întâmplă cu psihologii nu se rezolvă, pentru că nu este rezolvat la nivel energetic. Mintea voastră puteți să spuneți o grămadă de afirmații până când la nivel energetic nu-i rezolvat, de-abia după aceea începeți să faceți acele conexiuni sinaptice prin acele afirmații de care aveți voi nevoie, ca să vă puteți vindeca complet. Deci procesul de vindecare durează puțin mai mult. Cam asta am vrut să spun legat de această perioadă. Aștept comentariile voastre și chiar vă rog, comentați fără frică. Vreau să știu prin tot ceea ce treceți și voi în această perioadă. Tot ceea ce simțiți, care sunt simptomele, ce s-a întors înapoi și este nerezolvat. Și vreau să vă spun că am primit îndrumare de la ghizii mei. În primul rând vreau să vă anunț că săptămâna viitoare, duminică seara, vom face un live ca să ne curățăm, să ne energizăm și să ne echilibrăm. În tot cazul voi intra live, dacă voi avea o altă ghidare în acel moment, facem altceva și vă anunț atunci, dar ideea este că vom curăța și vă voi ajuta măcar să vă simțiți mai bine și să fiți curățați. Ideea este să vă curăț și să vă energizez și să mai vorbim despre această perioadă, deci duminica viitoare, undeva la 7:30, voi anunța pe canalul meu de YouTube. Vă aștept cu mare dragoste și sper să fim și mai mulți ca să facem un egregor cât mai puternic, să ne ajutăm pe noi. Ați văzut și voi că atunci când suntem mulți se întâmplă vindecări miraculoase și în felul ăsta ne ajutăm și pe noi și o ajutăm foarte mult și pe Mama Pământ, da? Și începem să materializăm noul pământ. Iar peste 2 săptămâni, pe data de 7 mai, intenționez să fac un Zoom în care să vă curăț chakra 1, să vorbim despre toate problemele de copilărie, să începem vindecarea copilului interior, să începem să vă ajut și să vă curăț 80% din ceea ce reprezintă copil interior rănit și dezechilibru pe chakra 1. De aceea vă invit, dacă ați avut traume în copilărie sau dacă ați fost empați, sunteți empați, dacă aveți probleme în relații, dacă aveți dureri de oase, vă invit la acest Zoom să-l facem împreună. Cu cât suntem mai mulți, cu atât vom fi mai puternici. Va fi undeva duminică seara la 7:30, ca să fiți și voi liniștiți.
Contribuția voastră va fi de 290 de lei și vom sta în acest Zoom atât cât este nevoie, în așa fel încât să ating nevoile fiecăruia din voi și să putem curăța și să mergem mai departe. De ce fac asta? Pentru că este în planul meu divin, pentru că eu am putut să-mi curăț singură și mi se întâmplă lucruri miraculoase. De ce fac asta? Fac pentru că trebuie să începem să materializăm noul pământ și pentru că din luna noiembrie de la sfârșit va fi vorba de altceva. Deci prindeți acum, de fapt, ultimul tren pe care îl mai puteți prinde, începând cu sfârșitul lui noiembrie, sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie, deja vorbim despre noul pământ, deja suntem adunați cât de cât în comunități și ne știm fiecare ce misiune avem și mai mult sau mai puțin de unde venim. Se vor întâmpla lucruri miraculoase, dar până nu eliberăm din bagaje, și eu vreau cât mai mulți dintre voi să eliberați din bagaje și să vă urcați în același tren în care să mergem cu toții spre o viață mai bună și mai decentă și mai împlinită, să ne eliberăm de karmă, în această energie se poate, în această energie putem să ne eliberăm de toate amprentele, acele dureri cu care am venit din alte vieți, acel bagaj care ne-a împiedicat vieți și vieți de-a rândul să manifestăm altceva. Și în acest Zoom vă voi învăța și cum să lucrați cu copilul interior. E foarte posibil să mai aveți nevoie de o ședință, două cu mine pe temele voastre specifice, particulare, dar grosul îl vom face împreună. Vă aștept cu mare drag. Aștept comentariile voastre. Vă urez o săptămână ușoară. Și revin cu noi informații și ne vedem duminica viitoare la un nou live. Rămâneți cu bine!